Sala sporturilor Iftime Elisei din Megidia a fost din nou gazda unui turneu de campionat național. După o primăvară plină de evenimente sportive desfășurate în municipiu în perioada 16-18 aprilie, a avut loc turneul semifinal 1 al campionatului național de handbal junioare 3. La turneul desfășurat la Megidia au participat 6 echipe din toată țara, LPS Brăila, CSM București, LPS Slatina, LPS Banatul Timișoara, LPS Vaslui și CSS Megidia. Absolut toate echipele participante la acest turneu s-au bucurat de handbal. În primul rând de la atmosfera creată în sală, de la condițiile oferite de Megidia, în primul rând prin domnul primar Marian Iordache, care a fost la dispoziție cazare, mâncare pentru toate echipele și, în primul rând, condițiile din sala sporturilor din Megidia au dat o notă bună acestei competiții. Este deja, ne aflăm la al doilea turneu în calitate de gazdă. Am mai avut și turneul de volei pe care l-am găzduit. Vrea Megidia să se transforme așa într-un pol al sportului, într-o capitală a sportului pentru câteva săptămâni, câteva luni? Sigur, Megidia întotdeauna așa a dorit să reprezinte cu onoare sportul. Îndeosebi, nu contează care este el, volei, handbal, fotbal, lupte, totdeauna ne-am dorit să reprezentăm cu cinste Megidia în toate competițiile naționale și internaționale la care am participat. După 3 zile de meciuri intens disputate, CSS Megidia a câștigat 4 partide, însă a reușit să se claseze doar pe locul 4. Dintre toate echipele care au venit la Megidia, care ți-a părut ție cea mai bine pusă la punct? Slatina și puțin Brăila. Și știe Slatina un adversar, are șanse să, la calificare, să înțeleg. Da. Acest campionat mi s-a părut destul de greu și au fost echipe foarte puternice. Multe dintre handbalistele care au participat la turneul semifinal 1 al campionatului național de handbal junioare 3 s-au aflat pentru prima dată la Megidia. Pentru prima dată la Megidia? Da, pentru prima dată. Cum ți s-a părut orașul? E foarte frumos, în prima seară chiar am venit să vizităm și am văzut lucruri noi. Ce îmi spui de meciul de astăzi și de întreg campionatul? Cum sunt celelalte echipe? Sunt foarte dificile. Nu e cum e și în București, la echipele din București. Este ceva nou pentru noi, foarte interesant. Pentru prima dată la Megidia? Da, pentru prima dată. Cum s-a părut orașul? A fost foarte frumos. Și turneul, spune de turneu, cum sunt celelalte echipe? Sunt ok, sunt echipe foarte bune și trebuie să ne batem ca să reușim să câștigăm, să ne calificăm mai departe. Tu de cât timp faci handbal? De 3 ani. Și gânduri de profesioniști? Da. La ce echipă ți-ai dori să joci? La CSM București în continuare. Echipele participante la turneu au primit câte o plachetă prin care municipalitatea își arată respectul față de munca și performanța jucătoarelor. Mi-aș dori tare mult competiția sportivă pentru copii să se desfășoare poate de acum încolo cu o ritmicitate mult mai mare la Megidia. Deci asta pentru că Megidia are acum foarte multe cluburi care au plecat aproape de la zero și care au realizat ceva. Fie sunt în campionatul național pe o anumită treaptă și încearcă să acceadă către o zonă fruntașă din clasament, fie deja au valoare, au câștigat de câteva ori campionatul național și acum încearcă să-și consolideze poziția, să rămână pe prima poziție din clasament. Din punctul ăsta de vedere, copiii Megidiei trebuie să aibă unde să își arate talentul și în același timp să demonstreze întregii țări că aici este o pepinieră valoroasă de tineri sportivi. Le-am pregătit o surpriză, m-am gândit să marcăm acest eveniment pentru că este un eveniment frumos. Campionatul național de handbal junior 3, junioare 3, este în sine un eveniment frumos și ne-au dovedit acum că este evenimentul poate cel mai disputat. Aproape toate meciurile au fost cu rezultate surpriză, au fost răsturnări de scor. Echipe care au câștigat în prima zi au pierdut în a doua zi, echipele care au pierdut în prima zi au câștigat a doua zi. E de-abia la sfârșitul acestei ediții vom trage linie și vom stabili cine se califică și merge mai departe. La turneul semifinal 1 al campionatului național de handbal junioare 3 pe primul loc s-a clasat LPS Slatina, urmată de LPS Brăila, locul 3 și 4 fiind adjudecate de către reprezentantele Bucureștiului și Megidiei. Handbalistele bănățence s-au clasat doar pe locul 5, iar reprezentantele Vasluiului pe ultimul loc.